Știm că ești obișnuit să râzi la început. De mine, de oricine, dar azi vorbim despre un diagnostic care îngrijorează și care e și viclean. Cancerul ovarian. Din acest video vei afla care sunt simptomele cancerului ovarian, ce investigații îl descoperă și ce opțiuni de tratament există. Și sper din suflet să rămână mesajul care contează. Depistat în fază incipientă, cancerul ovarian se tratează. Sunt Laura și tu ești pe canalul Pacientul 2.0, locul din online în care toate informațiile sunt validate medical și explicate pe limba ta. Să o luăm cu începutul! Cancerul ovarian poate afecta femeile de toate vârstele, dar e drept mai frecvent pe cele care au peste 50 de ani. Incidența maximă a cancerului ovarian este undeva în jurul vârstei de 60 de ani pentru această categorie. Cum am spus? Nu este îmbătrânirea singurul factor de risc. Unul foarte, foarte mare este predispoziția genetică. Mai exact, riscul de cancer ovarian este mai mare la femeile care au avut cel puțin o rudă de gradul 1 cu cancer de sân sau cancer ovarian sau ambele. Explicația este următoarea. Ele pot moșteni mutații genetice și e vorba în acest caz de mutații ale genelor BRCA1 și BRCA2. Foarte pe scurt și pe înțeles, în mod normal, aceste două gene, BRCA1 și BRCA2, oferă protecție împotriva cancerului, rolul lor fiind acela de a regla creșterea celulară și a preveni o diviziune anormală care poate conduce la dezvoltarea tumorilor. Când la nivelul acestor gene se produc mutații, ele își pierd funcția și celulele sunt deci libere să-și facă de cap și să se dezvolte cancerul de sân sau cel ovarian. Alte categorii la risc de a dezvolta cancer ovarian sunt femeile infertile, cele care nu au născut niciodată și cele care au avut un debut precoce al menstruației, adică la o vârstă mică. De asemenea, sindromul ovarelor polichistice, endometrioza și administrarea terapiei hormonale de substituție sau a estrogenilor reprezintă factori de risc pentru cancerul ovarian și lista factorilor de risc mai Cuprinde expunerea la azbest, fumatul și dieta bogată în lactoză. Să vorbim acum despre simptome. Mai întâi trebuie atrasă atenția asupra faptului că simptomele cancerului ovarian sunt de obicei nespecifice și adesea confundate cu cele ale altor boli, cum ar fi, de exemplu, sindromul de colon iritabil. Este o capcană periculoasă, foarte periculoasă, pentru că tendința este să nu li se dea importanță sau chiar să fie total ignorate ori să se facă pe seama lor presupuneri eronate. Și uite așa, trece timpul și cancerul avansează, lent, dar avansează, și uite așa se pierde momentul când încă se mai tratează. Dintre semnele timpurii ale cancerului ovarian putem menționa balonarea, disconfortul abdominal, modificarea apetitului în sensul diminuării lui, instalarea rapidă a senzației de sațietate, o creștere a frecvenței urinare și a impulsului de a merge la baie. Principalele simptome ale cancerului ovarian apar din păcate în stadii avansate, când boala s-a extins și opțiunile terapeutice sunt limitate. Vorbim în acest caz de crampe abdominale cu intensitate din ce în ce mai crescută, de presiune în zona pelviană, de dureri lombare, de creșterea în volumă a abdomenului, senzație permanentă de balonare și flatulență, de greață, indigestie și scădere în greutate, de tulburări ale tranzitului intestinal, fie diaree, fie constipație, dar mai frecvent constipație, apariția micțiunilor imperioase, adică dacă îți vine, bași gonetă, ca altfel aproape că faci pipi pe tine, menstre neregulate, scurgeri și secreții vaginale mucoase sau mucosangvinolente, hemoragii vaginale anormale, în special după menopauză, durere în timpul actului sexual, astenie, dificultăți de respirație. Ce investigații trebuie făcute pentru a se stabili diagnosticul de cancer ovarian? Bine, ca să se ajungă la investigații, trebuie mai întâi să se ajungă la medicul ginecolog, de preferat de la primele semne. Și mai de preferat este să se meargă la controle periodice, nu să fie așteptate simptomele, dar na. Medicul va realiza mai întâi un examen clinic, o examinare pelvină. Știu că vei spune că ți-e rușine, dar este necesară. Apoi este necesară o ecografie abdominală sau transvaginală ca să stabilească mărimea, forma și configurația ovarelor de analize ale sângelui, inclusiv determinarea nivelului de antigen CA125 dacă este suspectat cancerul ovarian. Această analiză oferă informații despre concentrația unei proteine de la suprafața celulelor neoplazice ovariene. Se merge în profunzime în vederea stabilirii diagnosticului prin recomandarea efectuării de RMN, CT sau chiar PET-CT, o investigație imagistică care ajută foarte mult atunci când vine vorba de cancere. Diagnosticul de certitudine îl dă examenul histopatologic, biopsia, cum o știe toată lumea, care analizează o probă de țesut tumoral prelevat sau de lichid de la nivelul cavității peritoneale, dacă este prezent. Biopsia bate toate celelalte investigații, are ultimul cuvânt pentru că ce în mână sub microscop nu-i minciună. Mai există și varianta în care se intervine chirurgical. Se scot țesuturile alea care oricum trebuiau scoase pentru că erau dubioase, se trimit la laboratorul de anatomopatologie și acolo sunt examinate. Și laboratorul dă verdictul. A fost sau n-a fost cancer, frate? Vă mai spun despre stadii și gata. Stadiul înseamnă cât de mult a crescut și s-a răspândit cancerul. Informația asta medicul o va avea pe parcursul investigațiilor de diagnosticare și este foarte importantă pentru că opțiunile de tratament sunt în funcție de stadiul bolii. În cancerul ovarian sunt patru stadii. Primele trei au și substadii. Încă mă gândesc dacă să vă plictisesc. Contăm pe sprijinul dumneavoastră. Hai bine, m-am decis că o spun cât pot eu de concis. Stadiul 1. Cancerul este localizat doar în unul sau ambele ovare. Stadiul 2. Cancerul s-a extins în afara ovarului sau a ovarelor în pelvis. Poate fi vorba de trompe uterine sau uter, de vezică urinară, de colonul sigmoid sau rect, sau sunt identificate celule canceroase în lichidul extras din abdomen. Stadiul 3. Cancerul s-a răspândit în afara zonei pelviene în cavitatea abdominală. Tot stadiul 3 se consideră că este dacă sunt afectați ganglionii limfatici din partea superioară a abdomenului, zona inginală și în spatele uterului. Stadiul 4, cancerul a ajuns în zone îndepărtate de ovare, la țesuturi, noduli limfatici și organe, la fluidul din jurul plămânilor sau la plămâni, în interiorul ficatului sau splinei, la piele sau la creier. Cum am mai spus, opțiunile de tratament depind de Stadiul cancerului ovarian și includ intervenția chirurgicală, terapia hormonală, chimioterapia, radioterapia sau în stadiile terminale tratamentul paliativ. Sunt Laura și tu ești pe canalul Pacientul 2.0. Două lucruri vreau să te rog. Să mergi regulat la controle, fără să te rușinezi, și aici la canal să te abonezi. Hai că îți promit că data viitoare te distrezi.